Iisus i-a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat autoritate asupra duhurilor necurate, ca să le alunge și să vindece orice boală și orice neputință. Iar numele celor 12 apostoli sunt acestea: cel dintâi, Simon, care este numit Petru, și Andrei, fratele lui, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, vameșul, Iacov, fiul lui Alfeu, și Tadeu, Simon Zelotul, și Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat pe Iisus. Pe aceștia 12 i-a trimis Iisus după ce le-a poruncit, zicând: să nu mergeți pe calea neamurilor și să nu intrați în vreo cetate de a samaritenilor, ci mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Iar în timp ce mergeți, predicați și spuneți că împărăția cerurilor este aproape. Vindecați-i pe cei bolnavi, înviați-i pe cei morți, curățiți-i pe cei leproși, alungați demonii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Să nu luați nici aur, nici argint, nici monede de bronz la brâiele voastre, nici traistă pentru drum, nici două cămăși, nici sandale și nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. În orice cetate sau sat intrați, cercetați cine este acolo vrednic și rămâneți la el până veți pleca. Iar când intrați în casă, salutați-o. Dacă acea casă este într-adevăr vrednică, pacea voastră să vină peste ea. Dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Dacă cineva nu vă va primi sau nu va asculta cuvintele voastre, scuturați-vă praful de pe picioare când ieșiți din casa sau din cetatea aceea. Adevărat vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și al Gomorei decât pentru cetatea aceea. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți deci înțelepți ca șerpii și curați ca porumbeii. Păziți-vă de oameni, pentru că vă vor da pe mâna sinedriilor și vă vor biciui în sinagogile lor și veți fi duși înaintea guvernatorilor și înaintea regilor din cauza mea, ca mărturie pentru ei și pentru neamuri. Dar când vă vor da pe mâna lor, să nu vă îngrijorați cum sau ce veți spune, căci vi se va da chiar în ceasul acela ce veți spune. Căci nu voi sunteți cei care veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru este Cel care va vorbi prin voi. Frate pe frate va da la moarte și tată pe copil. Copiii se vor ridica împotriva părinților și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți din cauza numelui meu. Dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit. Iar când vă vor persecuta într-o cetate, să fugiți în alta. Căci, adevărat vă spun, nici de cum nu veți termina de străbătut cetățile lui Israel, până va veni Fiul Omului.